Salut, mă, și mai lor, băi, știu că este foarte ciudat acum, practic, am chestia asta de vlog, știi, și cum mi-a zis toată chestia asta în spate, dar v-am promis că o să fac un videoclip, fate, și o să vă explic ce sunt chestiile astea din spatele meu. Așadar, dacă mai vei astfel de videoclipuri, fate, și vrei să vezi cum se desfășoară totul în colo smart home, să zic așa, frate, o să vă rog să dați un like la acest videoclip și o să vă arăt, probabil pe săptămânal, un clip cu ce am făcut eu prin casă sau ce este smart la casa mea, știi cum a venit. Deci chestiile astea se numesc Nanolif în primul rând. O să vă las un link în descriere de unde puteți să vă luați și voi. Habar n-am, nu sunt sponsorizat de ei sau ceva de genul ăsta, deși am încercat. Dar ideea este în felul următor că ele sunt niște nanolifuri. Eu am scris aici un call. Stați așa un pic să întorc camera. Colo și ele se detectează pe muzică practic. Da, uitați. Deci aici sus, dacă vă uitați, voi foarte, foarte atent, este un controller de muzică pe care dacă îl scot, practic, nu o să mai avem chestia de... Acum cred că s-a scos. Vedeți că nu l-am scos de tot. Dar mă rog, are o chestie de USB pe care se scoate. Și acum dacă îl bag înapoi, el o să revină la normal. Sau cred că trebuie să setez din aplicație pentru că cred că nu mai funcționează. Ah, sau de fapt, cred că trebuie să apăs decât un click pe el. Acum da, gata. Și mai am încă unul aici. Fiecare proces de genul ăsta, vedeți, acesta este un triunghi, practic. De fapt, stați așa, fiți atenți că mai am o cutie aici și fac chiar acum unboxing ca să vedeți despre ce este vorba, chiar dacă am luat un controller din chestia asta. Dar o să fac un unboxing să vedeți despre ce este vorba, bine? Deci bun, hai să vă fac prezentarea cutiei în mare parte. Ele se numesc, cum am spus, Nanolifuri Aurora Rims. Sunt 9 pachete. Asta puteți să vă comandați și de 3 și de 9 sau de 6, nu mai țin minte exact. Merge, este compatibil cu Apple HomeKit-ul. Noi aici în casă este bazată de Apple HomeKit, știi, și o să vedeți despre ce este vorba, dar v-am spus în fiecare săptămână, dacă vreți să facem un episod, dați un like la acest episod și la fiecare 10.000 de like-uri la episoade, noi o să facem un alt episod cu ce este smart la casa noastră, bine? Deci așa, se dau după muzică, ele se pot seta pe orice fel de culoare, animated lighting, asta nu știu ce face neapărat, și voice control, poți să le conectezi absolut și din voce, știi, cu toată chestia asta, dacă l-ai pe Siri alături, de exemplu. Așa, îți instalezi aplicația, aici puteți să scanați o chestie pe care n-am scanat-o pentru că nu mi-a trebuit moment. Un manual de instrucțiuni, știi, aveți aici două manuale de instrucțiuni pe care, na, vă spune automat cum să... Vă configurați chestii de genul ăsta, știi? Uite, și ce poți să faci tu practic? Uite, deci ai 9 panele și ce poți să faci din 9 panele? Știi, ai aici câteva chestii, știi, pe care poți să le faci. Mă rog, eu mi-am făcut ceva al meu, ceva cu Colo, mi s-a părut foarte interesant. Atenție, este foarte, foarte important să conectați maxim 30 de paneluri de astea la un console, pentru că nu merge mai mult. Eu am conectat 31 și nu mai merg ele, nu mai au atâta curent, știi? Dar na, asta este problema lor. De asta aici am undeva pe la vreo 32, dacă nu mă înșel, ceva de genul ăsta, și de aia le-am conectat. Unele sunt până aici, dacă vedeți, și astea de aici până în partea aia sunt pentru un alt controller. Uitați acolo un controller, dacă vă uitați foarte atent. Și mai este un controller care este aici. Bine? Ok. Și aici astea sunt panelurile, practic. Fiecare panel de ăsta are niște conectori de USB. Ăsta este cum a venit conectorul acela USB. Aveți foarte mare grijă cu ei pentru că eu am rupt un panel de ăsta și este și scump și, mă rog, nu este tocmai o chestie care să umbli foarte nasul cu ea, știi? Panelul ăsta se bagă cum așa. Acum, hai să mai vă arăt încă o chestie, ce mai găsiți aici. Deci aici mai aveți încă un panel de ăsta. Aici v-am spus, sunt 9 în pachet, da? Puteți să le conectați așa. Practic ele așa se conectează două de astea. Și stați așa un pic să-l scoată din priză ca să pot să vă arăt cum funcționează. A venit practic, ea se bagă la priză, știi? Îți vine cu un controller de ăsta, cu o mufă de asta, îți vine cu adaptorul ăsta, nu știu ce dracu este, mai îți vine aici cu un cablu ăsta care mă rog se bagă aici și cu conectorul ăsta care l-a lipit cu 3M și practic nu pot să le conectez, dacă mi-am dat seama. Dar fac eu ceva, stați așa un pic. Da, din păcate nu am cum să-l scot pentru că ăla e prins acolo pe la calculator, băgat pe sub birou și, mă rog, nu prea am găsit cu controlul ăsta și ăsta este lipit aici cu un adeziv cu un 3M, știi, cu un dublu adeziv și practic nu poți să scoți pe ăsta ca să vadă cum se luminează. Dar practic ați înțeles ideea, știi? Deci ele se conectează aici și se conectează muștucul ăsta care tot așa are un ăsta de USB, știi? Și se bagă cum a venit aici și el funcționează cum a venit, se bagă în priză și automat își dă curent. Bun, după ce îl conectezi la curent, el practic o să aibă o lumină de asta albă, așa puțin, nu știu, difuză sau cum veți voi să-i spuneți. Se conectează și controlul ăsta de muzică, ăsta dacă îl scoți practic, el nu mai poate să mai detecteze vocea, știi, că asta se conectează la vocea mea. Hai să vedeți ce mai găsiți și în cutie, că dacă n-am putut să vă arăt chestia asta, deci în cutie. Foarte mare grijă v-am spus cu chestiile astea de USB pentru că sunt foarte, foarte pretențioase, știi? Așa, găsiți 9 paneluri după cum vedeți că am eu aici. Stai să le punem aici la loc frumos. Găsiți, mă rog, un încărcător, găsiți și pentru ăsta de UK, dar oricum vi-l dă el automat, v-am spus că a zis mai adineauri, îți dă un de la de priză normal și îți dă și un de ăsta de UK dacă ai ce să faci cu el, dar na, nu prea cred că aveți ce să faceți cu el.
Nu vă recomand să folosiți chestiile astea, astea sunt niște chestii de 3M, știi, un dublu adeziv, hai să uite, de exemplu, să rup și unul. Se dezlipește de aici, ăsta este dublu adeziv, dar vă spun eu sincer că nu prea ții pe perete atât de mult, știi, dacă ai foarte multe chestii de astea de pe perete, credeți-mă pe cuvânt că eu am lipit cu un dublu adeziv mai puternic. Am cumpărat eu de la mine, știi, și am lipit cu asta, pentru că ăsta nu e chiar așa de lipicios, adică se poate vedea pe mână cu chestia aia. Crede-mă că ăla nu ți se dezlipea după mână. Deci vă recomand să vă luați un alt dublu adeziv față de cel pe care vi-l dăm în cutie, știi. Așa, vă mai dăm ăsta. Haideți să vă arăt ce mai vă dau pe aici. Bine, eu mai am încă un controller pentru că, mă rog, am avut două cutii de genul ăsta. Am foarte multe de astea așa pentru că nu le-am folosit, v-am spus. Vă dă asta, vă dă asta de USB și practic cam astea sunt tot. Adică nu mai sunt altceva pe aici, mai e ceva pe aici? Nu mai e nimic pe aici. Și vă dă practic manualele alea de instrucțiuni pe care le-ați văzut și voi aici, da? Deci asta este manualul de instrucțiuni și ce puteți să folosiți voi, cum să-l faceți voi. Acum hai să trecem la aplicație și ce vă arată aplicația respectivă, ca să vedeți ce este vorba, să vă arată așa ca idee. Bine? Deci acum practic intrăm toată chestia asta la aplicație. Aplicația se numește NanoLeaf și practic este sincronizată și cu home-ul, după cum v-am spus chestia asta. Aici ce avem? Avem în felul următor. Hai să intrăm prima dată în dashboard. Practic, deci așa, avem basic-ul. Avem aici un warm white. Uite, de exemplu, acum sunt pe ăsta, sunt pe Co. Uite că vă spun aici, desk low NanoLeaf, după cum vedeți acolo sus. Și aici mă pun și în partea asta pe warm white. După aia mai avem aici secțiunea de color, care e color burst. Văd că e aici scrie pe partea asta. Uite, avem aici pe low și aici e pe co. Deci am făcut C, O, ca să vă dați seama de ce este vorba de C și O-ul acesta și L și O-ul este în partea cealaltă. Deci acum suntem pe C, uite, putem și aici color boost și acum o să se lumineze cum vedeți aici culorile astea. Albastru, verde, portocaliu, mov, galben, roz, alb. Bineînțeles că tu poți să-ți personalizezi culorile astea și poți să ți le pui cum vrei tu, știi? Adică asta nu are niciun fel de importanță, pentru că asta poți să ți le faci cum vrei tu. Poți să-ți reglezi intensitatea, după cum puteți vedea aici pe aplicație, la fel și pe partea cealaltă poți să-ți reglezi intensitatea sau poți să reglezi la amândouă odată. Aici e ritmul. Ăsta este ritmul, e decât dacă ai acel device. Uite, device-ul ăsta care îți detectează cum ar fi vocea sau muzica, știi? Aici poți să spui, uite, de exemplu, eu am pe Fireworks în momentul de față și aici la fel este pe Fireworks și în partea cealaltă. Și acum el se luminează după culorile astea pe care le vedeți aici. Galben, roz, albastru, alb, ceva de genul ăsta. Bineînțeles că tu poți să spui, practic, uite, de exemplu ăsta soundbar, știi? Are niște altfel de culori și poți să ți le faci cum vrei tu, numai că trebuie să le selectezi la amândouă, știi? Asta e toată chestia, ca să ai o paletă asta de culori, să zic așa, știi? Și poți să ți le faci cum vrei tu. Uite, de exemplu, ăsta e un alt joc de lumini. Începe, de exemplu, cu roz de acolo și pe intensitatea, vedeți, nu știu, se colorează el, gen altfel, știi? Sensibilitatea este nenumărată, știi, să poți să faci chestia asta. Uite, poți să faci aici, de exemplu, un grup. Ca să-ți faci fiecare de-asta în parte, știi? Să zic așa. Deci ai chiar foarte multe posibilități de a face toate chestia asta. La Discover aici, hai să vedem ce găsim. Uite, aici poți să-ți downloadezi, nu scumperi, de fapt, mai multe chestii pe care le au ei în aplicația asta, știi? Uite, de exemplu, nu știu, foarte, foarte multe chestii. Poți să-ți le faci sau la ritm. Știi, dacă vrei, uite, de exemplu, pe astea cu ritm, poți să-ți iei la fel mai multe astea. La remote aici, noi nu avem acest remote, asta este o altă chestie de la, cei de la NanoLeaf pe care poți să-l cumperi. La schedule aici, sincer, nu știu ce poți să facă chestia asta, dar probabil când dai aici pe plus, poți să-ți pornească probabil la o anumită oră, știi, să-ți pornească chestia asta. De exemplu, dacă vei un ceas de ștedător și ai lumini tuneric în cameră cum e acum, poți să-ți pui chestia asta. Așa, și aici practic este, contul My Devices, aici ai device-urile tale, aici de exemplu sunt toate chestiile după hall pe care le am eu sau bedroom din cameră și etc. Ultimele două de jos, după cum puteți vedea aici, este Q-O-U și L-O-U-L, deci acolo sunt device-urile alea, pe lângă că poți să selectezi dacă, de exemplu, eu am LED-urile din casă de la Philips Hue. Știi, și asta v-am spus că în alt episod următor, dacă să ne cereți 10 minute de like-ul la acest episod, vă prezint și chestia aia ca să vedeți cum se pot conecta între ele, știi? Aici e camerele tale, uite, de exemplu, eu am 5 camere predestinate, bedroom, hall, living room, desk și kitchen. Aici sunt userii, practic, știi că mai are și Alexandra acces la chestia asta, poți să dau acces la oricine care are iPhone, de exemplu, știi, și poți să le controlezi de oriunde din lume dacă ai internet. Aici, bineînțeles că sunt settings-urile și cam asta e practic tot, știi, și aici, uite, de exemplu, poți să mai conectezi cu Amazon Alexa sau cu Google Assistant, știi, sau IFTT, dar nu știu ce sincer ce este asta. Bună și fanilor, cam asta era ce vreau să vă prezint astăzi, v-am spus, dacă să ne cere 10.000 de like, o să mai vă prezint și alte lucruri din Coro Smart Home, să zic așa, ăsta fiind primul pentru că a fost foarte solicitat de voi și v-a sărit foarte mult în ochi pe live stream cu chestia asta, poate facem și prezentarea, v-am spus, oficială a camerei, o facem la 600.000 de abonați. Și dacă strângem de fiecare dată câte 10.000 de like-uri la chestia asta, o să fac probabil săptămânal un clip despre ce am eu prin casă sau o să vedeți ce lucruri smart am eu prin casă, pentru că toată casa este pe ideea de smart. Este foarte mișto, nouă ne place,
Doamne așa să ne plătim ratele și până data viitoare. Nu uitați să ne dați un like, un subscribe, un share și ne vedem data viitoare. Hai, pa, 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 pa. În timp ce editam vlogul, mi-am dat seama că am uitat să vă pup.